5 din cei 6 traficanți de etnobotanice au primit mandat de arestare pentru 29 de zile, cel de-al 6-lea va fi judecat în libertate. Reamintim faptul că vorbim despre cea mai mare rețea de traficanți de substanțe halucinogene din Sibiu. Instanța a decis că 5 dintre cei 6 traficanți de droguri care formaseră cea mai mare rețea din Sibiu să fie cercetați în stare de arest. Pe numele acestora au fost emise mandate de arestare pentru 29 de zile. Unul singur este cercetat la ora actuală în libertate, însă are interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu. Gruparea infracțională a fost destructurată în urma descinderilor efectuate la începutul acestei săptămâni. De atunci și până în momentul de față, parchetul a odiat 10 de consumatori de etnobotanice sau membri ai familiilor acestora. Traficanții vindeau substanțele halucinogene la prețuri cuprinse între 25 și 50 de lei pentru un pliculeț. Profitul acestora era de aproximativ 5.000 de lei zilnic. Aceștia livrau pentru clienții fideli substanțe halucinogene și în județele limitrofe Sibiului.